Salutare și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vorbim despre mouse-ul Logitech G502 SE. Îl am deja cam de vreo 3 luni și pot să zic că tot videoclipul se rezumă la două cuvinte, calitate și versatilitate. Totuși, înainte de a începe, vreau să menționez că nu văd sensul în a da mai mult de 100 de lei pe un mouse dacă nu ești pasionat de așa ceva sau dacă nu îți câștigi banii cu ajutorul PC-ului implicit și a mouse-ului. Adică dacă tot ce faci tu e Office, ceva filme, YouTube și ocazional ceva gaming, poți să închizi videoclipul, nu cred că e un mouse potrivit pentru tine. Dacă totuși ai rămas, hai să ți-l prezint cât pot eu de obiectiv. Aș zice că ar trebui să încep cu prețul, pentru că tot ce o să spun despre el este raportat la preț, adică 250 de lei, atât am dat eu pe el. Dacă sunteți fanul stickerelor, acesta vine cu un sticker cu logo Logitech în cutie plus cele ce le vedeți și dumneavoastră. După cum ziceam la început, se simte calitatea produsului. Comparat cu un mouse de 30 de lei, până și la atingere se simte diferența. Nu știu cum să vă explic în cuvinte. Cel mai bine e să mergeți într-un magazin unde puteți să-l testați ca să vă convingeți. E un mouse greu, fără doar și poate. M-am obișnuit destul de greu cu el, dar după câteva săptămâni e ok, nu îl mai simt greu acum. Pe lângă asta mai vine și cu greutăți în pachet. Nu mai știu dacă 5 sau 6 bucăți, a câte 3,6 grame fiecare. Am zis 5 sau 6 bucăți pentru că l-am scăpat odată pe jos și nu mai știu dacă au fost 5 sau 6, adică dacă am pierdut una sau nu. Eu unul îl folosesc fără greutăți și acum mi se pare perfect așa. Prin versatilitate mă refer în special la următoarele. În primul rând, poți să-l folosești de la 100 la 16.000 de DPI, treapta fiind de 50, adică 100, 150, 200 și așa mai departe. Poți să-i setezi 5 viteze, exact cele pe care ți le dorești și tu, adică nu ești obligat să ai minimul de 100 și maximul de 16.000. Pe lângă asta, acest buton stânga față, atunci când îl țineți apăsat, mută automat DPI-ul pe o valoare pe care dumneavoastră a setat-o pe acel buton. Eu personal am pus să fie valoarea cea mai mică. Mi se pare utilă în shootere și sincer am observat cam târziu ce face de fapt, deci nu l-am prea folosit acest buton. În al doilea rând, acest mouse este capabil să transmită 1000 de informații către PC per secundă, asta însemnând că funcționează la 1000 de Hz. Mai exact, funcționează la 1 milisecundă. Trebuie de menționat că vine setat la 125 de Hz, adică la 8 milisecunde, deci trebuie setat manual pe 1000 de Hz, adică 1 milisecundă. Pe de altă parte, cu ajutorul software-ului, puteți să faceți o grămadă de setări. Aici nu intru în detalii, sincer vă spun că nici nu prea am umblat pe la toate setările, doar la cele de bază cum sunt DPI, timp de răspuns și încă câteva. De exemplu, butonul din stânga sus de pe partea stângă, acel buton care o face să funcționeze la un anumit DPI mouse-ul atunci când îl țineți apăsat, dacă vi se pare incomod și îl apăsați din greșeală, cum de altfel pățesc și eu de multe ori, puteți să-l dezactivați de tot din software. Ce am observat e că uneori îi lua ceva timp software-ului să se deschidă atunci când porneam PC-ul și asta îl făcea să ruleze la setările din fabrică, nu la cele făcute de către mine. Ce e drept, făcea și Windows-ul figuri și se pornea mai greu, însă trebuia să menționez și treaba asta. Mai pe scurt, până pornește Windows-ul și programele necesare, uneori nu-ți va merge la setările făcute de tine, ci la alea din fabrică. Mouse-ul a fost folosit pe acest mousepad, pe care îl vedeți și dumneavoastră în imagine. Acesta este un mousepad de 90x35 de centimetri cu cusătură pe margini și spate cauciucat, astfel încât să nu alunece pe birou. Toate acestea la prețul de doar 30-35 de lei în funcție de magazin. Nici măcar pe AliExpress sau pe Wish nu am găsit ofertă atât de bună dacă punem și transportul la calcul, care apropo a fost gratis la PC Garage. Cusătura nu pare de cea mai bună calitate, dar încă e intactă după aceste 3 luni de utilizare. Ce e drept, nu sunt chiar un gamer înrăit. Și pe lângă asta, nu a venit chiar perfect acea cusătură din fabrică, dar nici nu s-a stricat mai mult. Tot așa e. Cum a venit, așa a rămas. Am încercat să fiu cât mai scurt posibil și la obiect. Practic, am încercat să atrag atenția asupra lucrurilor ce mi-au sărit mie în ochi, adică detaliile ce pentru mine au contat. Lista completă cu detaliile tehnice o puteți găsi și dumneavoastră pe internet la un simplu click. Eu sper că v-a plăcut, că v-am ajutat. Nu uitați de un like, un share și o abonare. Eu am fost Roman, toate cele bune!